Este o zi care îndeamnă la echilibru și favorizează pe cei care vor să-și demonstreze abilitățile de comunicare, fie la locul de muncă, fie mai pe seară cu prietenii. Unii nativi au șansa să se detașeze de anumite persoane toxice din viața lor și să conștientizeze că nu sunt responsabili pentru anumite situații. Berbec, astăzi este momentul să profiți la maximum de abilitățile tale. Următoarele săptămâni sunt printre cele mai bune ale anului pentru tine, așa că folosește oportunitățile pe care Universul ți le trimite în cale. Taur, încearcă să nu te învinovățești pentru ceva care clar nu a fost vina ta. S-ar putea să aderi la un standard de comportament mai înalt decât majoritatea oamenilor. Nu trebuie să-ți asumi eșecurile celorlalți. Vina este în altă parte. Gemeni, poate părea că nu ai niciun control asupra a ceea ce se întâmplă în jurul tău, dar nu este adevărat. Ai puterea de a schimba lucrurile și nu trebuie să fii reticent în a o folosi. Nu-ți fie teamă de provocările pe care le vei întâlni azi, acasă sau la serviciu. Orice îndoieli pe care le-ai avut cu privire la un proiect pe care l-ai început la începutul anului vor dispărea astăzi pe măsură ce rezultatele încep să apară. Cu toate acestea, dacă dorești să ai parte de succes în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să continui pe tot parcursul anului. Leu, inima ta mare te va încuraja să fii generos astăzi, dar înainte, asigură-te că cei pe care urmează să-i ajuți merită cu adevărat. Unii oameni, din păcate, abia așteaptă să trăiască de pe urma altora. Relatează viva.ro.